Bună, prieteni, vă salutăm într-un nou vlog. N-am filmat nimic, noi deja ne plimbăm de ceva timp, pentru că nu avem cum, cu trei copii cu noi, nu avem cum să filmăm. Da, am ieșit. Elisuca vrea să meargă pe jos. La un moment dat ne-am pierdut și un papuc. E marți 7, nu? 7 mai. Și acum ne îndreptăm spre casă. Am să fac mâncare. Cred că am să fac un pilaf cu niște ouă și crembuși. Știi ce mă gândeam, Adrian? Mai am o singură pungă de carne din aia de kebab și mă gândeam că s-o fac și pe aia și pe aia o bagă la sfârșit după în rizul, s-o amestec. Ha? Nu? O pun la noi, la tine nu o pun. O pun la noi. Ca să fie ca un pilaf așa cu carne, dar o gătesc separat. Și mergem. E o zi foarte fain afară. Pentru că am văzut acolo. Da, mergem. Hai să ne trecem pe la umbră, că pe nu știu că îl deranjează. Așa că da. Îi primăvară în toată firea azi. E o zi faină. Dar de dimineață s-o văzut. Și în sfârșit e o zi care de dimineață până seara e vreme bună. La noi, cred că luna mai, Adrian. La noi luna mai și iunie, aproximativ, sunt lunile faine. Iulie, dacă ești norocos, așa, jumătate, e bună. August nu mai e lună bună, nici din mers la mare, nici nimic. August e rece, în general. O să mergem și noi anul ăsta o leac la mare, nu? E bun că nu trebuie să ne mai luăm liber de la tine, adică dacă nimerim o zi, dacă nimerim o zi faină, am plecat, putem să rămânem peste noapte. Când o să fie cald, că acum nu-i cald. Ți-ai de mânuțe? Nu, azi nu e destul de cald. Trebuie să fie cald, cald. Să stai în pantalon scurt și mai eu să mor de cald. Atunci ai zi de plajă. Da, hai că ajungem acușa acasă și facem mâncare și vă țin. Și încerc să vă țin cu mine. Să gătim împreună. Hai, hai, ca să nu pierzi papucii. Uite aici. Aici e omuleț mic. Omuleț mic. Așa, mă apuc să fac acum un pilaf. Am să-l fac cu ceapă. Am o ceapă mare. Și îmi trebuie și un ardei. Și un morcov am să pun. N-am să pun țelină pentru că nu vreau să fac de țelină. Ardei, morcov și ceapă. Și am să le toc un pic. Mi le pun în, aici în tigaie. Un pic de ulei de măsline la călit. Și apoi am să adaug orezul. Vă rog, n-am niște vin alb, am niște vin roșu, am să pun așa doar un pic de vin roșu, un pic de gust bun la pilaf. Și am să pun apoi niște orez arborio. Și apă, sare, ceva condimente și cam așa. Am să vă țin cu mine, că nu v-am mai ținut de mult. Păi că e ce niște cig. Rețetă complicată. E un mâncare simplu, dar să știți că nu mai aveam idei ce să fac de mâncare și asta mi-o picat acum. Așa că rămâneți aproape să facem împreună.
uite așa a ieșit orezul și mi-am pus niște carne tip kebab și ou. Adrian are niște castraveți murați, crem, vuschiar, nu vucar de aia, Jaden are un fel de hot dog, Emma are la fel și Elisuca asemănător. Elisuca deja și-o mânca castraveti murat, că îi place. Și acum mâncăm și noi. Am să fac, cred că, niște biscuiți după și sper să vă țin cu mine, că nu mai avem mic dejun pentru mâine ceva pregătit de mine, dar vedem. Văd un pic cum merge seara. Așa, suntem seara și mi-a venit de pe Amazon ceva. Nu credeți că eu sunt o persoană care cheltuie banii în ea. Dar am făcut să cadou fetele de la mine din echipă, am făcut să cadou un gift card de Amazon de 200 de lire și am cumpărat un stabilizator din ăsta, de la Hohem, am găsit, erau și altele, îmi recomanda să cineva altă firmă, dar nu l-am cumpărat pe acela, că nu știu, nu m-a inspirat, parcă era cam scump și ăsta avea review-uri la fel de bune și era și în ofertă și atunci am dorit să le iau pe acesta. Și am zis că hai că îl desfac aici cu voi să vedem un pic cum arată. Mi se pare că arată bine, dar nu știu înăuntru. Pare foarte robust. Pare chiar chinezărie. Gimbal. Și sunt curioasă cât de bun o să fie. Mie îmi place să iau de obicei de pe Amazon, deci m-a bucurat că fetele mi-au dat un gift card de pe Amazon, pentru că dacă nu-mi convine, pot să-l trimit înapoi și ei mi-l schimbă. Deci vine direct, uite așa, are și case, asta mi s-o părut fain, că se poate proteja, tot că eu am să-l folosesc zilnic. Are cărțile, asta, ok, asta. Lasă că nu știu cum să vă pun să vă arăt. Da, așa arată. Deci se mișcă în continuu. Loc. Se mișcă așa. Practic tu îl ții. Are aici... trebuie să citesc. TW. Apăs aici ca să facă recording. A, uite, l-am deschis. Așa. E ăsta. Trebuie să citesc să văd cum funcționează, că n-am idei. Și pot să-l folosesc, să-l pun. Asta mi s-a părut interesant, că de-aia m-am gândit să-mi-l cumpăr când spusese o fată, Blanca, că ea l-are și să-l pun așa, să-mi-l pun în bucătărie și când fac live-uri mai ales, sau chiar și pe TikTok când fac, camera mă urmărește pe mine, practic. Dacă eu o pun aici și îl setez, o să mă urmărească pe mine în continuu și o să fie cât mai personal în privința mea. Am și cablu. Trebuie să citesc acum, în seara asta, să mă pun să citesc cartea de aici, să văd cum funcționează. Și... nu, să-mi fie de bine. Mulțumesc, fetele, ca să știe fetele din echipă ce mi-am cumpărat parte din banii care mi-au dat. Parte din banii care mi-au dat cadou de ziua mea i-am folosit pentru ca să iau niște... A, uite, cu ăsta așa umblă aici, cirează. Nu, trebuie să citesc. Mi-am luat multe... Da, și tu? Ești tu stabilizator? Cu parte din banii care mi-au dat fetele de ziua mea, am luat multe mostri pentru la București. Să știți că eu mereu investesc ceva în asta. După aia mi-am luat o bluză, când trebuia o bluză cu fermoar, că nu mai aveam. N-am cheltuit din bani, a fost pur și simplu cadou din partea lor, deci ei mi-au dat bani. Ce râs? Bă, uite! Te uiți crucis la mine? Și după aia mi-am luat ăsta, gimbalul ăsta, pentru că îmi trebuie și m-am gândit că îmi prinde bine la live-urile pe care le fac pe YouTube, pe TikTok și când mai fac eu zoom-uri cu echipa, dar bine, acum fac de la computer, dar tocmai am zis că de ce nu, asta e o chestie care chiar mi-ar prinde bine și o să vă zic, dar pare foarte, foarte rezistent. Adică review-urile le citisem de la el și mi s-au părut niște review-uri foarte bune. Așa că acum o să avem o jucărie nouă. Să ne jucăm, să vedem cum funcționează și... na. Îți trebuie și ține un stabilizator ca să te mai da în mâna. Hai, și ne puneți să citim. Că noi avem de citit ceva capitole în seara asta. Nu mai fac live în seara asta pe TikTok, am făcut deja azi. Hai să ne punem să lucrăm. Da, facem o încercare să filmăm cu stabilizatorul. Și uite, cum îl învârt aici așa. Și dau așa și se mișcă practic singur.
Tare interesant. Ia, Adrian, tu filmezi cu telefonul tău, cum eu țin și ăsta se mișcă după mine. Dar e tare interesant. Uite așa, îl da, îl mișc. Se dă. Și pot să-l învârt, să-l filmeze pe Adrian. Uite, învârt din buton. Wow, ce tare. Ia, uitați. Filmează pe tine? Oricum, mulțumesc, Blanca, că dacă nu-mi ziceai tu, sincer, nu dădeam piste un stabilizator. Și acum să învățăm să-l folosim. Bebe? Ehi, hai di fare ruolo? Hai di fare ruolo? Bello! Bebe, uite ce faci, ce desene di Ema, da? Putem să vedem ce desene di Ema. Da! A minge. It's a soccer ball. Da! Yeah. Your turn to draw something. Acum ta să desenează ceva. Draw something. Draw something. Gata! Sugar! Am lăsat-o pismă să facă teme și ea ce face? Ce faci, mama? Ce faci acolo? Dă lapte! Ai lapte? Ia pete! Incredibil! Încearcă să-l neagă! Te neci tu! Da! Alo. Ești ok? Da. Ok. Hai să... Îmi vine să plâng. Să plângi? Ia, ca aici. De ce? La oră? Da. Ai râs prea mult și îți vin lacrimi din ochi. Hai să continuăm temele. Hai să continuăm temele, da? Ok. Da? Ok? Ok. Bine. Prieteni, este joi 9 mai. Am niște treabă pe aici prin bucătărie. Am avut niște invitați, frați de-ai mei și cu o nepoată. Și am mâncat niște pizza. Monica a făcut pizza și am mâncat. Și văd că au rămas multă. Așa că avem și pentru diseară. Dar vreau să vă țin cu mine că am niște treabă pe aici. Am treabă să strâng și masă și să pun în mașină de spălat vase tot ce e pe aici. Deci vă țin cu mine. De când, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, de când am născut-o Monica pe Eli, ne-am hotărât și să facem o schimbare și am luat mașina asta de spălat vasele. Și de atunci eu zic că ne-a schimbat viața. Pentru că până atunci ne stăteam numai și spălam vasele. Și eu și Monica, amândoi eram non-stop la spălat vase. Atâția în casă și eram mereu, spălam vasele. În continuu, parcă eram așa. Și ne-am decis, bă, trebuie să facem o schimbare. Să investim. Am vorbit cu patroana de casă și ne-am explicat că da, dacă o să plecăm de aici din casă, ori o luăm cu noi, ori
să ne dea banii, așa că rămâne la ea în casă aici. Și am fost de acord. L-am chemat într-o zi pe fratele meu. Am fost cu el la magazin și am cumpărat ce tuburi ne trebuiau pentru aici sub ghivete, ca să facem modificările. Am scos un corp de aici, unde se punea veselă și am pus mașina de spălat oasele și îmi salvează foarte mult timp. Normal, doar așa clătesc. Eu clătesc un pic vasele să nu le pun în mâncarea care mai este în ea, dar care mai este în mâncarea care mai e. Care a mai rămas în farfurie. Dar e foarte ușor. Da. Le clădesc aici întâi. Le pregătesc întâi aici toate. Am închis apă și după aia le pun acolo și n-am treabă. Sunt unele chestii care Monica mi le zice să nu le pun în mașina de spălat vase că le strică temperatura așa mare. De exemplu lingura asta de lemn. Eu am băgat-o aproape de fiecare dată, am băgat în mașină de spălă vase și uitați, deja e ruptă. Așa că o spăl la mână. Și o spăl la mână. Dacă nu mă înșel, aici înăuntru este detersiv de la șuga, am detersiv de vase de la șuga. Dacă nu mă înșel, sper să nu vorbesc prostii, Monica o să, dacă o să vadă vlogul, să mă corecteze după. Pe ea nu vede. Da. Deci asta am spălat un bani, asta repede, o clăteală, și salvez timp, salvez foarte mult timp. Tăvile astea de unde a făcut Monica pizza, eu la fel, le dau așa în mare, în jos, dacă s-a lipit ceva material de la pizza, pe ele. Le pun tot în mașina de aici. Nu știu, 100% dacă și asta merg pus în mașina de spălat vase, da? N-am posibilitate să întreb cu Monica acum dacă merg sau nu, că ea doarme cu ele, așa că o să-mi iau responsabilitatea să le pun. Și dacă se strică, și vorba mea, luăm altele. Dacă ar fi Monica aici, acum mi-ar zice, da, aruncăm bani pe altele. Ei, dacă se strică, normal că luăm altele. Dar o să întreb eu după. O să întreb dacă e normal să pun sau nu se pun. Că poate nu se pun. Ia. Dacă mai este ceva aici, nu pot iau ceva. Așa că, ia. Punem frumusel aici. În spațiul ăsta, suspătul ăsta, le pun și așa, după, nu după ureche, după ochi. Și chiar o să-i dau drumul la puș. Da. Au câte pahare avem mai acum să punem. Da, și cum vă spuneam, mi-a salvat mult timp și energie, de ce nu? Ah, da, nu. Cana asta nu pun. Cana asta care a primit Monica de la cineva din echipa ei. Și asta trebuie să o spăl la mână. Pentru că e păcat să o stric, să ducă imprimatul de pe ea. Și când o pun acolo, ia să văd aici. Farfuriile. Așa. Da, probabil cu timpul o să mă învăț și eu să vorbesc mai mult în vloguri. Monica mi-a zis e ok să mai pui fast-food-ul, dar e mai bine să și vorbești în timp ce faci treaba.
Eu de obicei vorbesc mai puțin, da? Mie să nu, dacă îmi dau drumul la vorbă, să nu mai tac. Există și riscul ăla, să nu mai tacă gura după. Dar nu-i problema. E ok. Ia, cred că mi-a ieșit perfect. Este loc aici pentru mână. Bă, și cred că m-am perfect. Așa. Ia, să punem. Apropo de asta, chestiile astea de la finish, avem de astea, n-am dat bani pe ele, cred că pentru un an de zile, să spălăm, avem, pentru că atunci când am luat mașina de spălat, vasele, am înregistrat-o cu adresa mea de e-mail, pe site-ul de unde e mașina, de la Bosch, și după mi-au trimis un e-mail cu o ofertă, de la Finish, să folosesc pastilele lor, sunt bune, tralala, tralala. Ok, și am făcut click pe link-ul lor și mi-au dat ofertă, uite, îți trimitem un kit cu pastilele astea, tabletele astea, 50 de tablete gratis, o chestie de tot un produs de curățat, de care, de curățat mașina, o dată la lună, parcă. Mai multe chestii ca să usuce mai bine, să strălucească paharele. Și mi l-a trimis gratis. Și luna următoare la fel și tot așa. Și din e-mailul ăla am folosit și mi-au trimis mai multe pachete gratis. Și avem pentru, eu zic că pentru un an de zile să le folosim așa leger. Și asta e foarte bine, investiție bună, am luat mașina și eu nu dau bani pe astea. Punem aici, dăm drumul la mașinuță, cred că, da, trebuie să mai cumpărăm niște sale, zicem că e insuficient, mă vețizează și soluția de ca să usuce mai bine, să strălucească. Dar Iisus îmi pot și nu am chef să mă duc acum. Așa că nu am chef și dau drumul la mașină. Da, ce? Se mai întâmplă să n-ai chef. Ok, a pornit. Și gata. Și mi-a rămas nimic aici. Deci trebuie să-l pun la loc, sunt curate. Am tava asta doar de spălat la mână și atât. Deci din tot, după ce plecăm în soferie, eu de spălat la mână doar tava asta și lingura de lemn, atât, am avut de spălat la mână. Deci e investiție foarte bună, o mașină de spălat vasele. O să vă las aici, prieteni, dacă v-a făcut plăcere, dați voi un like. Ne vedem data viitoare, cred că următorul vlog va fi ceva, un clean with us. Nu sunt sigur, dar cred că așa e în preparare. Stați cu noi și toate cele bune. Pa, pa!